Am hotărât să rup logodna. Spune adevăratul motiv, hai, vreau să-l știu și eu, care e ăla. Îmi provoci stilă, termină-te! Trebuie să rămâi la Fratis, nu la Mehmet. Păi n-a reușit cu tine că te-ai bea deștept, dar mototolul ăsta... Păi a făcut fraierul ăsta, că așa e el făcut. Nu o să mă mutilez niciodată, înțelege? Vreau să o continui. Ce să continui? Și operația și căsătoria. Tu chiar ai nebunit? Vrei să mori? Iubirea e doar așa de fațadă, poate. Ai grijă ce decizi ei, să nu-ți pară rău, să nu regreți. Ai zis că relația asta e bazată pe dragoste, nu pe religie! Cu toate că ne place să credem că trăim într-o societate modernă, lipsită de inhibiții și prejudecăți... Ce, să fiu umilită, să fiu ce, bagiocorită? Nu! ...și care se dezvoltă după principiile generoase ale libertății individului... Știm foarte bine că Fatima mi-a fost impusă! Realitatea este că sunt încă multe familii și chiar comunități pentru care emanciparea nici măcar nu intră în discuție. O fată care a trăit cu un bărbat nu este văzută bine. Te poftesc să-l lași în pace! Tu în momentul de față îmi faci mult rău. Într-o vilă somptoasă dintr-un cartier select al capitalei locuiește familia Mansur. Stai mă cu minte, băi! Bă, călmează-te, călmează-te! Băi, stai mă cu minte! Au venit în România din Maroc imediat după Revoluție. Ai, nu vrei să bei ceva cu mine? Nu! În mod evident, au mulți bani și trăiesc pe picior mare. Ce-a băut mințile astea? Băi, de ce ai adus-o Cel mai mare dintre fiii lui Hasan este Mehmet. Am ceva important să vă spun. Care are 33 de ani și este la un pas de a se însura. Noi amândouă îl facem pe Mehmet, uite așa se vine la tine. Logodnica lui este Fatima. Mai găsești un băiat așa bun ca Mehmet? O fată pe care mătușa Latifa, sora lui Hasan, i-a găsit-o tocmai la Deva. Păi el mi-a spus cu gura lui, nu mă iubește. Familia este completată de Adnan. Ce faci, mă? Fratele mai mic cu 5 ani al lui Mehmet. Nu te grăbești așa, stai puțin. Ia să discutăm ceva. E urgent că mă grăbesc? Foarte urgent, stai, și foarte important. Așteaptă puțin. Hai că aștept un pic. Ia zi, da, ce vreți? Ia un tata, așteaptă puțin, te rog. Mulțumesc. Fă bine și mătușa, stăm puțin de vorbă. Da. Uși, azi e caldă. Oh, dar ce v-ați adunat toți aici? Mătușa, ia un loc, te rog. Am ceva important să vă spun. Mă frământă de câteva vreme, de ceva zile, o problemă gravă. Și am luat o decizie, o decizie pe care aș vrea să o știți și voi. Ia zi, despre ce e vorba? Am hotărât să mă despart de Fatima, să rup logodna. Cum se poate așa ceva? Consider că nu este persoana pe care mi-o doresc, nu ne potrivim și cred că este mai bine. Nu mai repet o dată că eu mătușa, nu înțeleg, mătușa, nu înțeleg, înțeleg. Nu o iubesc, nu este ceea ce îmi doresc, nu ne potrivim. Nu o iubești pe Fatima? Nu, nu o iubesc. Dar acum un an, când mătușa, am zis mătușa, să vă căsătoriți. Da, nu, dar tu ți-ai spus pe el. Mă lași pe mine? Acum un an ai zis da. Sunt de acord să mă căsătoresc cu ea. Ai fost de... Te-am băgat o nevoie? Nu, tu ai zis. Facem nunta? Da, am fixat data, am fixat... Și vii tu acum să spui că nu iubești? Ce motiv e ăsta? Mătușa. Nu mai ții de tradițiile noastre, de obicei. Nu am așteptat atâția ani nu vreau să mă căsătorez din interes. Știm foarte bine că Fatima mi-a fost impusă. Dar de ce n-ai spus atunci? De ce n-ai spus atunci? Toate la timpul lor. Toate la timpul lor. Și nunta și toate astea? Nu se poate. Iată, băiete, cât sunt eu aici, cât trăiesc eu aici, logodna asta nu se rupe. Unde ai pomenit tu în obiceiurile noastre? Vreau să înțelegeți că nu o iubesc. O sta tu în România. Dacă eram în Maroc, era altă situație. Aici sunt alte obiceiuri. Păi ce v-am zis de atâtea ori? Haideți, mă, să mergem acolo, acolo e țara noastră, obiceiurile noastre. Nu aveai cu tupeul și curajul să ridici vocea vreau la mine. Să înțelegeți nu și să mă susțineți. Asta este situația. Exclus. Nu iubesc pe Fatima. Exclus. Asta să fie clar. Care e motivul? Nu trebuie să fie un motiv anume. Cum adică? O să vorbesc cu familia ei, știu că de important sunt afacerile, o să vorbesc cu familia ei, sunt sigur că o să ajungem la un punct nu, comun. Nu, cumva ai altceva? Spune adevăratul motiv, hai, vreau să știu și eu care e ăla. Nu iubesc pe Fatima, vreau să rup relația pentru că vreau să mă căsătoresc cu altă femeie. Ala! Deci asta e! Știam eu cu româncele astea, cum văd un arab, cum văd ceva, gata,
se gândesc numele la bar și vine dacă mă tipă. Exagerez, nu așa stă situația, o iubesc. Mehmet, între noi și familia patrimei sunt niște relații. Eu nu văd bine această rupere de logodnă. Sunt conștient de importanța acestor lucruri. Dar nu vreau să îmi clădesc această căsătorie din interes. Vreau să înțelegi. Nu este fata potrivită pentru mine. Nu știu dacă este sau nu fata potrivită pentru tine, atâta timp cât ai acceptat-o la un moment dat. Deci lucrurile se mai schimbă. Se mai schimbă, am sperat și eu că în timp o să ajung să o iubesc. Dar nu o iubesc. O iubesc altă femeie. Nu e chestia, o pui în situație proastă și pe ea și pe și familia ei. Este deci mai bine și pentru ea. O să întâlnească pe cineva care o să o iubească și o să fie mai bine și pentru ea. Știi cum e în religia noastră? Știu foarte bine. O fată care a trăit cu un bărbat este văzută foarte... Dar nu contează, și în România e așa până la una. O fată care a trăit cu un bărbat nu este văzută bine și are șanse să... Ba, nu, da, aici sunt alte obiceiuri, alte tradiții. Sunt alte obiceiuri. Nu sunt așa exigente ca la noi. Ce o să faci cu Fatima? Că ea trăiește cu noi în casă. O să o dai afară? O să o trimiți la părinții ei? Vom discuta cu toți. Așa este mai bine și pentru ea. Pe crezi că o să cunoaște și ea pe altcineva și o să se mărite din dragoste. Eu nu pot să mă însor cu ea dacă nu o iubesc. Profitoare ce ești! Am venit să-ți spun să-mi lași nepotul în pace! Cu ce am greșit sau nu. Am făcut ceva rău, am... Nu este vorba că ai greșit cu ceva. Nu, ascultă-o. Din păcate, nu te iubesc. Ea este logodnica ta, viitoarea ta soție, nora acestei case. Și cu asta am terminat. Să o cunoaștem și pe femeia care i-a sucit mințile lui Mehmed după ce, în prealabil, începuse o relație cu Adnan. Se numește Luana, are 27 de ani și în acest moment tocmai ciocnește un pahar de șampanie cu părinții ei. Marcel și Petruța au toate motivele să fie fericiți. Fata lor va avea o viață îmbelșugată și lipsită de griji. Trebuie să toastăm, astăzi este o zi mare pentru tine. Ne-ai povestit, ți-ai găsit alesul inimii tale, ne bucurăm și te felicităm și pentru asta închinăm un pahar pentru această zi mare din viața ta. Mulțumesc, tată, să fie într-un ceas bun. Să fii sănătoasă. Sperăm ca tu să o duci mult mai bine decât noi și atunci noi trebuie să ne fim fericiți, să ne bucurăm alături de tine pentru această reușită. Și nu numai asta, îmi oferă în fiecare zi câte o dovadă de dragoste. Uite, cea mai mare dovadă e acest inel cu diamant. Îți place? Foarte frumos. Și mie îmi place mult. Și ne bucurăm foarte mult. Sinceră să fiu, eu nu prea am încredere în oamenii ăștia. Crede-mă. Mă iubește, mamă, mă iubește. Cred că te iubește, dar au altă mentalitate, au alte principii. Mai multe neveste. Au venit la noi în țară și acum s-au dat după legile noastre. Nu mai stau în legile lor. Nu mai au mai multe neveste. Eu sunt unica lui iubită și eu cred că totuși trebuie să ciocnim acest pahar și eu cred în speranța că acest băiat va fi fericirea vieții tale. Și eu sper să fie, să fie fericită, că asta doresc cel mai mult. Că ești alături de mine și tu, mamă, încearcă să fii mai optimistă, nu mai fii așa pesimistă. Okay, de fiecare dată. Îți vreau doar binele, știi foarte bine. Știu, vreau să fii fericită. Momentul festiv este întrerupt de sonerie. Bună ziua! Cine sunteți dumneavoastră? Mătușa lui Mehmet. Numele ăsta îți spune ceva? Este logodnicul meu, cum să nu? Asta sărbătoreați? Ce bine, am picat la fix, sigur că da. Doriți un pahar? Nu cred că eu am motiv să beau. În primul rând, vezi că nu cunoști obiceiurile noastre, noi nu avem voie să bem și nici tu nu o să mai bei dacă ești logodnic al lui Mehmet. Ceea ce este imposibil. Profitoare ce ești! Am venit să-ți spun să-mi lași nepotul în pace! Nu ți-a ajuns de fratisul? Acum te dai și la el? Trebuie să rămâi la fratisul, nu la Mehmet. I-ai stricat căsnicia, Fatima plânge în fiecare zi. De un an de zile ei sunt împreună, sunt căsătoriți. De ce ai venit? De ce ai intrat în viața lor? Puteai să ne împărăți cu rezurat. Eu nu sunt o profitoare, sunt logonica lui. Noi ne iubim. Da. Vreau să ne căsătorim, în primul rând. A doua nevastă, ce bine îmi pare! În niciun caz a doua nevastă. Ba da, prima nevastă. Iar ne-a promis că o să fiu singura.
O promisiune! Și o să respecte obiceiurile noastre de aici, că aici observ, în România nu e la dumneavoastră. Observ, aici în România ai voie să ai două soții? Că el are una, Fatima, de-a noastră, din religia noastră, cu obiceiurile noastre, respectoase ca lumea, nu... Așa! El nu e căsătorit! Da, și atunci cu cine stau în casă, mă rog frumos? Nora mea, de ce e Fatima? Dacă nu e căsătorit? Sau nu știu cumva că Mehmed nu este nepotul meu? Eu nu pot să cred. Mehmed este căsătorit. Întreabă! Atunci de ce mi-a dat inelul acesta de locodnă? Câte inele din astea am dat eu să le dea la prietene, să fii tu sănătoasă. Trebuie să spun încă o dată. Te poftesc să-l lași în pace. Mehmed este căsătorit. Fatima este nora mea, o iubim ca pe ochii din cap, o respectăm, ne respectă, iar tu n-ai ce să cauți. Dacă vrei ca a doua soție, la în mine... În niciun caz nu o să fiu atunci, a doua soție, aici suntem în România, duceți-vă la dumneavoastră și faceți harem, aici! Atunci du-te la românii tăi, nu veni la băiatul meu, să deci luați în pace, nu mai interesează. Firați voi să fiți cu obiceiurile voastre și cu românii voștri, că nu am săturat. Eram sigură că așa se va întâmpla. Eram sigură, nu, fetiță. Nu te supăra, nu. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Nu te supăra. Eu cred că e o neînțelegere la mijloc. Nu trebuie să ne căjim acum. Nu trebuie să strigăm acest moment. Latifa spune doar o parte din adevăr. Fatima locuiește în casa lor, dar nu este încă măritată cu Mehmed. Fatima. Da. Ia, te rog, mă rog. Spune, altă dată. Mi este foarte greu să spun. În ultima perioadă m-am gândit foarte mult. Știu, ești o femeie deosebită. Nu meriți ceea ce se întâmplă, dar consider că spre binele nostru ar fi bine să rupem o codnă. Cu ce am greșit sau... Nu, nu. Am făcut ceva rău, am... Nu este vorba, nu înțeleg. Ceva. Nu, ascultă-mă. Nu ai greșit cu nimic. Ești o femeie deosebită pe care și-ar dori orice bărbat. Dar o căsătorie este ceva foarte important. Îmi doresc... Știu asta. Ca viitoarea mea soție să o iubesc, să existe dragoste. Te rog, înțelege. Din păcate, nu te iubesc. Dar eu te iubesc pe tine. Și știi că până în momentul de față îmi faci mult rău. Foarte mult rău. Pe lângă faptul că am locuit aici, în casa ta, cu părinții tăi, cu... Am fost atâta timp știu, în casa ta. Știu. Dar ai răbdare, o să vezi că o să fie bine și pentru tine. O să întâlnești bărbatul potrivit care o să te iubească. Din păcate, eu nu te iubesc. Cum poți să-mi spui așa ceva? Atâta timp cât tot ne despărțim, măcar vreau să știu adevărul, vreau să știu motivul adevărat pentru care noi facem pasul ăsta. În primul rând, că nu te iubesc. Asta contează cel mai iubești pe altcineva, nu? A intervenit altcineva între noi. Ascultă-mă tu. Așa este corect pentru amândoi. Sună telefonul. Alo? Cum ai putut să te porți așa cu mine, măgarule? Vrei să mă bagi în harem? Ți-am zis că nu sunt de acord cu aceste practici. Sau vrei să mă faci amanta, dar crezi că sunt o femeie de moravuri ușoare? Te-ai înșelat amarnic, gata, o terminăm. Poftim? Am pus punct aici. Gata. Stai puțin. Despre ce este vorba? Ți-am spus că eu pot fi unica femeie din viața unui bărbat, din viața bărbatului meu și punct, rămâi cu cadânele tale. Ți-am spus. Nu înțeleg nimic. Stai, liniștește-te puțin. Nu înțeleg absolut nimic. Ce-ți închipui că eu sunt vreo amărâtă? Ce ai putut să faci? Nu știu despre ce vorbești. Despre ce este vorba? Așa sunteți voi toți arabi. Aveau dreptate prietenele mele și familia. Toată lumea mi-a spus să am grijă cu tine. Ești un măgar. Nu, calmează-te. Nu știu despre ce este vorba. Iubita, te rog, calmează-te. Ce, te iubesc iubita? Și e singura pentru femeie din viața mea. Te rog, calmează-te. Am aflat că ești însurat, las o baltă, mi-a zis mătușa ta, a fost la mine și mi-a zis tot. Nu pot să cred așa. Nu, stai puțin, este o confuzie. Calmează-te, te rog. Calmează-te. Discutăm. E singura femeie care te iubesc. Te rog, calmează-te. Discutăm, vin la tine și discutăm, te rog. Te pup, pa. Îngrijorat, Mehmed lasă baltă discuția cu Fatima și alergă într-un suflet la Luana să-i explice că a fost victima unei manipulări. Luana, iubita mea,
cauți aici, nu vreau să te văd. Lasă-mă, trebuie să-ți explic. Pleacă! Te rog, lasă-mă să-ți explic. Ce să-mi explici? Am înțeles totul. Lasă-mă, te rog, mai mințit. Fata asta, Fatima, mi-a fost impusă de familie. Băi. Te rog, băi, ascultă-mă, tu crezi că te rog, ascultă-mă. Crezi că îmi pasă mie că ți-ai impus pe Luana, cineva? Luana, că ești căsătorit, tu crezi că eu vreau Luana, să fiu a doua soție? Ți-am știi spus bine că tradiția la noi în familie este importantă. Nu mă interesează. Eu nu fac parte din tradiția voastră musulmană, eu sunt ortodoxă, la mine în familie mama și cu tata sunt căsătoriți de 24 de ani. Ei se iubesc, sunt Luana, fericiți, mama un minut, a fost singura femeie, nu tata. Te rog, ascultă-mă un minut. Uite, mătușa mea ține la tradiții. A vrut să continue treaba asta cu tradiția. Nu, te rog, te rog, nu. Nu, nu e bine. Ascultă-mă. Ascultă-mă, te rog. Vreau și ascultă-mă. Lasă-mă. Chiar astăzi am logodnă cu fata asta. Ascultă-mă, te rog. Nu este nimic între mine și fata asta. De ce a trebuit să rupi logodna odată ce ai început o altă logodnă? Ți-am zis, mi-a fost impusă. Mi-a fost impusă. Mă cer și apoi sunt niște tradiții la noi care trebuie respectate. Eu da, nu sunt așa. Eu vreau să... Și apoi începeai cu mine nu, ceva. Așa era normal. Eu abia dacă o vedeam pe femeia asta prin casă. Hai, lasă-mă. Chiar dacă alcoi la mine în casă, abia dacă o vedeam. Abia dacă o vedeai. Azi dimineața am pus pung la tot. Și cum dormeați separați sau cum? Evident. Veneai de la mine și te duceai la ea, nu? Niciodată n-am fost cu ea. Singura femeie pe care o iubesc tu ești. Te rog, înțelege. Uh-huh. Este doar o confuzie la mijloc. Uh-huh. Totul mi-a fost impus de familie. Suntem în România, trăim alte vremuri. Eu nu sunt așa ca ei. Și pentru mine fata asta nu exista. Credeai că eu nu să spun nimic? Că pentru mine fata gură? Asta nu a existat niciodată. N-am ținut niciodată la ea. N-am iubit-o niciodată. Totul a fost impus de familie, de mătușa mea care e puțin exagerată, nu știu ce se întâmplă cu ea. Ține-te la tradiții, înțeleg ce vrea să spună, dar nu e cazul nostru. Te rog, te rog, ai încredere în mine, da? Să fie bine. Sigur nu ai fost căsătorit cu ea? Crede-mă, îți spun adevărul, niciodată n-am fost căsătorit cu ea. A fost doar o logodnă? Exact. Mehmed răsuflă ușurat. Neînțelegerea a fost lămurită, iar încercarea mătușii de a sabota relația cu Luana a dat greș. Abia două zile mai târziu, Mehmed o aduce pe Luana acasă, fără a-i mai păsa de previzibilele reacții ale familiei. Bună ziua! Salut, frate! Bună ziua! Prezint viitoarea mea soție, Luana. Încântată! Bună! Mătușa mea, distinsa doamnă. Frate, dar ce a fost în capul tău? Calmează-te. Ce cauți aici? Hai să discutăm civilizat. Nu puteți să mai aștept și tu un pic? A trebuit să o pui pe Luana într-o astfel de situație? Ce situație? Despre ce e vorba? Nu știu nici la ce se referă, dar hai să ne calmăm, să discutăm civilizat. Da? Cred că te-ai grăbit un pic, adică totul cu trebuia să aibă rostul lor, nu așa una, două, ai venit aici, așa, ne prezinti nouă, ca și cum ar fi viitoarea soție. Pur și simplu. Se pare normal? Ce e în capul tău? Este nu te gândești tu la viitor? Totul este normal. Te gândești la viitorul familiei noastre? Bineînțeles. Nu cred că e normal cum procedezi, să știi? Dar câte soții ne rănești? Una singură. Cum adică câte soții? Da? Câte soții? Luana este viitoarea mea soție. A, viitoarea? Și cu cea de acum? Ce faci? Ce mi-ai promis? Ce faci? Ce mi-ai spus? Asta e viitoarea ta soție. Nu, dragă, nu deranjezi, că tu ești nou la acestei case, ai drepturi de pline, nu, ea deranjează, tu nu, tu ești aici a noastră și niciun fel de problemă, eu nu știu, a venit, a prezentat-o, nu vezi cum arată, echipată așa de parcă, zice că e logodnică, nu știu, cum e logodnică. Ce fel sunt echipată, nu înțeleg, sunt îmbrăcată destul de decent. Ai dreptul la două soții cumva? Este fosta mea logodnică, iar este viitoarea mea soție, asta este foarte clar. Asta doresc să stabilim. Așa, și ai venit să o prezinți drept... Oficial, și în fața familiei. Și ai spus că vii la părinții tăi, bineînțeles. Da? Și uite-te și tu așa... Dar cum sunt îmbrăcată? Vreți să-mi pun aici, așa, mai pe șarfe în cap? Suntem în România, nu suntem în țara dumneavoastră, de unde veniți? Ce nu ți-a luat o român? Inimii nu-i poți impune ce să iubești și ce să nu iubești. Nu ține cont de naționalitate. Deja mi-ai prezentat-o că este logodnica, că nu ce. Ea este logodnica ta, viitoarea ta soție, nora acestei case. Și cu asta am terminat. Am mai discutat. Poate să discutăm. Uite ce situație le-ai pus amândouă. Uite ce situație ai ajuns. Nu știu ce se întâmplă. Doamna, ce știu de că te-a pus într-o. Nu știu ce se întâmplă. Chiar să trebuia să ajungem aici. Deci chiar îmi pare rău. Îmi cer scuze pentru el. Nu trebuia să ajungem până aici. Totul trebuia să discutăm înainte, așa a fost discuția. Da. Mehmed,
Eu cred că ar trebui să-ți faci ordine în planuri, în ideile tale și de-abia după aceea să o aduci ideile pe Luana. Ideile mele sunt foarte clare. Pe astfel, Luana este viitoarea mea soție. Trebuia să asta vreau să înțelegeți. Trebuia să te iei în calcul că fosta ta soție încă ești aici, în casă. N-am știut. Urma, trebuia să mute până acum. Dar ce era o ombră? Tu n-ai văzut-o că s-a plimbat prin casă? N-ai, vă, cum poți să spui tu că n-ai știut că este aici? E imposibil. În casă s-a plimbat, ai văzut-o în dormitor, în sufragerie, cum poți să spui că n-ai văzut-o? Nu, dar te-ai grăbit repede. Am stabilit clar că trebuia să mute. Știi ceva? Așteptai repede. Nu, nu, eu Luana, să-i văd problemele în familie. Și hai, nu s-a răcit bine locul. Nu s-a răcit bine locul. Nu s-a răcit bine locul. Am discutat ceva, uitați ce iese. Păi iese, fiindcă e din cauza ta. Noi am spus tot. Nu este din cauza mea. Atunci de ce ai adus-o? Nu trebuia. Am stabilit clar. Stai, stabilit tu. Tu. Nu procedați așa. Mehmet, poartă-te cuvincios. Andam, purtați-vă cuvincios. Dar ce am spus, tatăl? Să înțelegem că suntem o familie decentă. Nu suntem să ne certăm. Nu vreau să nu, dar nu trebuie, nu e frumos ceea ce s-a întâmplat. Noi avem principiile noastre și te-ai combinat cu o româncă care nu știu dacă te iubește sau nu te iubește. Faci mare greșeală, Mehmet. De ce am greșit, tatăl? Pentru că ai luat-o pe Fatima, ai pus-o într-o situație proastă și așa mai departe. Deci n-are rost să mai intrăm în amănunt. Cu părinții Fatimei ai vorbit? Da, am vorbit. Când ai apucat să vorbești? Discuțiile vor continua. Da. Puteți să ne întrebim, să vreau să vin să ți-o prezint pe... Asta este decizia mea, mătușă. Păi aici e casa mea, puteți să-mi spui, vreau să vin cu cutare și să-ți dau să spun. Trebuie să intru în casa mea. Da, da, atât timp cât logodnica și dar este căsătoria mea, nu pot să mă... Păi că căsătorește în afară. Nu pot să mă însor cu o femeie care nu o iubesc. Nu te căsătorești cu ea, dar în afara acestor porți. Luana este nervoasă, dar încearcă să-și țină emoțiile sub control. Adnan vine și el în bucătărie să vorbească între patru ochi cu ea. Băi, chiar îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Stai, se mai întâmplă. Chiar nu încerc să mă pun în situația ta, nu e prea plăcut. Dar nu și în capul lui Mehmet de atâta timp să fac așa ceva, pur și simplu nu trebuia să ajung aici. Eu chiar nu ți-aș făcut niciodată asta, o să trecem și peste asta. Nu ți-aș făcut niciodată treaba asta. Adică să vii aici când fost amelor gândi, când să află în casă, să te prezint părinților. Ne avem o religie totuși în spate. Adică, nu începe cu lucruri de astea, știi? S-a terminat totul între noi. De fapt, n-a fost nimic, am ieșit doar la un suc. Practic, nici fratele meu nu e mare lucru, să știi. Ba, e, ne iubim și o să urmeze o căsătorie frumoasă, o să facem niște copii frumoși. Serios? Da. Eu zicem să te mai gândești un pic, ce zici? Nu. Un pic mai aproape. Nu. Serios? Nu. În picază să te mai gândești, că nu vă leagă nimic, că nicio căsătorie, copii mai ales, deocamdată nu aveți. Poate pe viitor? Ne vrea să-mi dai o șansă totuși? Nu, eu îl iubesc. Ce te atrage la el atât de mult și nu te atrage la mine? E sentimentul de iubire, nu ai cum. Nu e doar atracție fizică. Da? Păi lasă-mă și mâine să încerc un pic. Poate cât m-a reușit el, să încerc și eu față de tine. Nu. Serios? Nu. Dă-mi un pic șansa asta. Te vrea? Iubirea e doar așa de fațadă, poate. Încetează că te apropii un pic cam mult și ești cam indecent. Ce-ar spune acum fratele tău dacă te-ar vedea și te-ar auzi? Tot ți se pare bine normal ce faci tu acum aici? Tu mă faci să mă simt mai prost decât fratele tău. Serios? Sincer, da. Nu cred. Ba da. Tot a mers foarte bine până să apară el și noi chiar ne eram foarte apropiați. Noi eram doar prieteni. Poți să-ți arăt înțeles... un pic să-ți demonstrezi. Nu, ai înțeles total greșit. Vine un pic mai aproape, te rog frumos. Nu, încetează. Încetează să stai un pic așa. Nu, încetează. De ce nu rămâi un pic? Încetează. Vrei să mă duc să-i spun? Ce o să faci? Nu se întâmplă absolut nimic, nu o să te creadă. Crezi că apare așa abuz în casa noastră și totul o să pocnești din degete să te creadă toată lumea? Chiar așa? Eu zic că nu o să fie chiar... El o să mă creadă pentru că mă iubește. Da? Vino că mă pică să te iubești eu. Încetează! E clar, în această familie pe Luana pericolele o pândesc la tot pasul. Puțin mai târziu, după ce s-au mai liniștit apele, Latifa merge să vorbească puțin cu Fatima. Tânăra însă nu mai are chef de stat la povești. Uf, că treburile astea nu se mai termină niciodată. Hai să mai stăm și noi de vor. Tu ce faci aici? Bagajul. Ce bagaj? Plec la tata acasă. Unde? Plec la tata acasă. Păi casa ta nu este aici? Nu mai e. Odată ce am terminat relația cu... Păi m-am despărțit de Mehmet. Dar cine ți-a zis că ai terminat relația?
Păi, pune-te în situația mea. Așa. Mie îmi convine că el a venit cu fata aia, a venit în casa asta și mi se spune că nu, că noi nu mai suntem împreună. Bine, asta am înțeles. Ea a venit și a plecat și tu ești aici. A plecat. El vrea să o aducă în casa asta. Ce fac? Să stau să supraviețuiesc cu ea într-o casă? Eu cu ea? Eu fosta logodnică a lui Mehmet? Nu fosta. Logodnică. Că eu te consider logodnică. Tu, nu fosta. Nu și el. Nu și el. Ce vrei să fac? Să ce? Să mă pun în situația să fiu umilită? Pentru ce? Sau pentru cine? Pentru cine? O, da, am o întrebare pentru tine. Dar tu îl iubești pe Mehmet? Clar că îl iubesc. Dacă nu îl iubeam, nu mai eram asta aici. Asta vrăsește fată. Dacă tu îl iubești. Așa. Asta e treaba rezolvată. E treaba rezolvată. Ia, stai tu aici și lasă bagajul, lasă că mă enervezi. Stai acolo și ascultă aici ce spun eu. Tu știi că întotdeauna eu am fost de partea ta. Da, știu. Noi amândouă îl facem pe Mehmet, uite așa să vine la tine. Ascultă-mă ce spun eu. Dar el a venit și a prezentat la auzi, dacă toată lumea. Adică nu... Dacă ai ști tu, răposatul, câte a avut din astea acolo, nu aici, uite și bine mersi, da, de, nu mai l-am ține. Plecat. El nu mai ține religia, nu mai ține tradițiile, nu mai ține absolut nimic. Cu atât mai mult, cu atât mai mult religia asta se duce. Stai liniște, stai liniște. Dar mie nu convine ca să stau... Eu una să stau în casa asta pentru ce? Să fiu umilită, să fiu ce, bagiocorită? Nu, să-mi aducă pe ea în casă, pentru ce? Nu s-o aducă, stai liniștită când ți-am zis. Eu sunt de partea ta și... Și el ce crezi că părere o să aibă? Se întoarce, asta e ploaie de primăvară, s-a dus să vezi tu cum vine soarele. Ploaie de primăvară, dar mie nu convine. Cât ți-am zis eu până acum? Și acum un an de zile, când am zis să vii. A eu sunt bine. Tânără. Sunt tânără și pot să-mi găsesc pe altcineva. No, bă, fără. Dar el ce face? Fără chestii. Păi dar tu ai început, ai zis că îl iubești pe el. De ce păi da, îl iubesc pe el normal. Îl iubești și iubești sincer. Și el te iubește, dar a fost asta. Dacă mă iubește, de ce a venit cu ea în casă? De ce? Un moment de rătăcire și pasta asta. Și tocmai în momentul de rătăcire vine și o prezintă. Da, tată, uite, ea e așa, el e așa, nu? E și a plecat. E normal. A plecat, stai liniștită aici. E normal, nu? Stai liniștită, că eu le cunosc pe astea. Le cunosc pe spălăcitele astea. Știi ce vor ei? Uite, astea le vor. Da, știu. Așa. Știu. Și el e legat la ochi. O să-i demonstrez, o să-i demonstrez că spălăcita nu vrea decât banul. Ca mai zis, eu știu părerile lor. Cum vede un arac, cum nu știu asta ce, vrea, un străin, vrea banii, vrea averea, vrea să pună mâna pe ce-am clădit eu cu el și cu voi. O să vadă el până la urmă că ea e pentru bani. Fatima nu se lasă convinsă de promisiunile mătușii. Doar știe foarte clar ce a auzit. Păi el mi-a spus cu gura lui, nu mă iubește. Păi a spus, dar... El a zis că e cu mine pentru că așa a fost. Dar nu era așa de față. Și eu... Nu era așa asta de față că ne-a spus lucrul ăsta? Bă, da. Și atunci a zis numai de ochiul, stai liniștit. Îți spun eu, lasă asta că mă enervezi, pune-le la loc, hai, pune-le la loc, hai că avem treabă de făcut, ne facem noi un plan și să vezi tu cum îi jucăm pe bărbații ăștia. Uite așa, hai, strânge asta de aici. Da, dar crezi că tata va fi de acord cu asta? Îți garantez eu că o să fie. Hai, stai liniștit. Hai, lasă că avem treabă. Lasă tu bagajul ăla că mă enervezi. Ei, firară, nu-i bine de bagaj, că ți-a zis că tu o să rămâi aici și cu asta basta. Hai, că vin repede. Bă, stai mă cu minte, băi! Păi se dă la mine! Poți să te dezbrac chiar aici. Poți să te chiar crezi că eu puteam să mă îndrăgostesc de un mizerabil ca tine, bă, din nenorocire? Lasă-mă în pace! Luana! Se numește mutilare, doamnă. A doua zi, Luana și Mehmet petrec o altă zi frumoasă împreună. Acum ajung acasă la ea, pentru că fata i-a pregătit o surpriză logodnicului ei iubit. Mamă! Mamă, ești acasă? Vine acasă. Ești sigură că vine nimeni acasă? Știi, am o mică surpriză pentru tine. Sunt interesant. Să aștepți câteva momente. Te aștept și o viață dacă e nevoie. Hai, că vin repede. Câteva ore mai târziu, Mehmet și Luana ajung la vila familiei Mansur. Cum e și normal, sunt foarte bine dispuși. Am
O, lume nouă! Du-te sus, îmi ieși imediat. Ce faci, frate? Ai venit acasă? Acasă la scandal, treburi nerezolvate și... Te duci pe la femei, umbli toată ziua. Care femei? Ce vorbești, mă, tu acolo? Pe unde ai fost, mă, frate, toată ziua? Mă, tu ce faci? Bei? Iar bei? Ce, mă, și... Ai promis, că te... ai promis că te lași. Ce înseamnă asta? Vrei și tu și cât de bun e? N-a nicio treabă. Știi ce păcat faci tu acum cu alcoolul? Ce păcat, frate? Nu e tu nicio chiar problemă. Vrei să afli toată lumea? Ai promis doar că te lași de așa ceva. Dar nu o să te spui lui tata acum. Mă, băiatule, bagă-ți mințile în cap. Nu e bine ce faci. Nu e bine ce fac? Păi tu faci numai probleme în casă. Nu e treaba ta. Ce treabă ai tu cu noi, mă? Tu ești fericit, o ai pe Luana. Nu ai nicio problemă, ne-ai făcut familia de râs, familia Fatimei ai făcut-o de râs, pe mătușii ai făcut-o de râs. Mă, ce vorbești acolo? Pe toți ne faci de râs. Mă, băiatule, ce se întâmplă? Ce faci acolo? Ce fac eu acolo? Păi ce? Ne-ai făcut de râs acum pe toată lumea și ai venit așa acasă, de parcă nimic nu s-a întâmplat? Bă, acolo lați mințile, mă, băiatule. Crezi tu? Chiar îmi face foarte bine. Ce faci? Ia, nu, stai, mă, și ia, mă, ce faci, mă, cu asta? Lasă-mă aici, că-i stau la viu, mă. Calmează-te. Băi, ce faci, mă, tu vin ca asta și asta? Bă, stai, mă, cu minte, băi! Bă, calmează-te, calmează-te. Băi, stai, mă, cu minte. Calmează-te. Băi, n-au uși. Calmează-te. Ce băieți, 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 băieți! Nu știu ce era, nebunit. Ia lua mințile. Nu știu, vine în casă așa și cu femeia lui umblă toată ziua pe stradă, ne face mai probleme. Calmează-te. Ce ai? Păi am ajuns să ne bată, Doamne, surne, un pic. Păi ne-a făcut de rușine, afacerile merg prost din cauza lui de când a venit femeia asta în casă. Păi se dă la mine. Am și eu dreptul în casa asta. Băi, dacă nu-i convine, mută-te, băi. Mută-te, băi, iau Luana și mută-te, băi, dacă nu-ți convine. Poate o să și fac asta. Da, de-abia aștept, băi. Calmează-te. Calmează-te! Ce o să faci, mă? Sunteți brani! Ce dai la mine, mă? Alo, alo, sunteți brani, mă, zornă, uite-te la ei, cum a ajuns să se bată din cauza unei femei! O, uite, mă, ce ai adus în casă, mă! Uite-te și tu ce ai adus în casă, nu ai din cauza ta să vorbim toate lucrurile astea! O respect, mă, tu și așa ai adus o trusă, faci? Ea ne grește de mici, uite ce-i faci! Calmează-te! Uite ce stai ai adus-o! Păi o să mă calmez sau tu, că tu dai la mine! Adnan nu se împacă deloc cu planurile fratelui său și se pare că nu doar respectarea tradiției îl preocupă. Câteva ore bune mai târziu, în toiul nopții, el are o nouă întâlnire așteptată, dar nestabilită cu Luana. Ia uite cum se plimbă dânșora, că la ea acasă. Ce faci, te gândeai la mine? Ești beat, termină. Mi-a zis ceva fratele tău că te-ai apucat de băutură, termină-te. Crezi că trebuie să dau explicație cumva că beau eu? Așa e tu impresia? Vin un pic mai aproape de mine. Stai, tu știu că bei, că stai aici cu pahare și cu sticlele de vin. Ai, nu vrei să bei ceva cu mine? Nu. Vin un pic mai aproape, dar ce căutai de fapt? Am venit să beau un pahar cu apă. Nu mă căutai pe mine? Nu, în niciun caz, pentru ce să te caut pe tine? Am crezut că mă căutai pe mine, vin un pic mai aproape. Mai ales în starea asta. Mai ales în starea asta, nu vezi că ești beat, îmi provoci silă, termină-te! Băi, dar ce frumos ești în seara asta, te-ai aranjat. Termină-te, nu! Te-ai aranjat pentru mine, nu? Nu. Hai că știu că te-ai aranjat pentru mine. Termină-te! Mi-e silă de tine! Știi că dacă vreau, pot să te dezbrac chiar aici. Poți să chiar crezi că eu puteam să mă îndrăgostesc de un mizerabil ca tine, de un nenoroc? Lasă-mă în pace! Luana! Ce cu tine așa? Băi, unde ai adus-o mă adreseze? Ce se întâmplă? Băi, unde ai adus-o mă pe asta? Bă, bă, bă! Băi, pleacă-mă de aici, ce, ești bine? Ta de aici. Ești bine? Băi, bă, te cart în picioare, te cart în picioare! E familia, mă? E beat, a consumat alcool! Vorbește alcool din ea! Ce toată dacă beau, care e problema? E posibil așa ceva în religia noastră? Unde ai auzit de alcool? Unde ai văzut că se consumă alcool în casa aceasta? Stai, mă, tată, de ce și... Ce să stau? Și Mecmen și-a luat obiceiul românei și-a luat femeia aici! Stam de vorbă, noi stam de vorbă! Ce mi-a luat obiceiul? Toată lumea în România, bă, ce știu? Nu mai vă certați că ea e de vină, de când a intrat în casa asta! Nimic n-am făcut. Două de zile ți-ai gazdă. Nu ai ce să mai cauți în casa asta. E numai vina ei. Nu e, mă, nu e vina ei. Cuvintele, vina mă, măsoară-ți cuvintele. E când a venit femeia asta, gata se întâmplă tot. Nu! Afacerile deci, din cauza ei s-au stricat, nu. Frate, dar tu,
că suntem că sunt oameni maturi? Nu mai ce căuta domnul. Te duci, ți-ai gazdă și... Dar de ce mai dă pe el afară? El a adus-o pe el acasă când era Fatima, deci e aici. Gata, am terminat. Nu poate așa ceva. Deci merge sus, voi merge sus. Nu poate așa ceva. Sorea, mergi sus. Nu, în casa asta eu răspund. Eu am făcut tot ce e aici în casa asta. Toată averea cu munca mea. Cu munca mea. Ca să vă fac vouă un, un viitor cât mai bun și mai strălucit și voi vă bate joc de mine? E numai vina lui, tată! Nu e vina lui! A lui e vina! E poate că și am și eu vina, că v-am lăsat mai ușor așa, că am zis că ați trăit fără mamă! Ce înseamnă asta? Gata, domnul, hai! Hai cu mine, îți faci bagajele acum! Hai cu mine! Hasan nu acceptă asemenea afront, așa că Adnan este alungat din casă fără drept de apel. Două zile mai târziu, mătușa Latifa se întâlnește cu el în oraș, îngrijorată de viața tânărului, dar și foarte determinată să rezolve această situație care, în opinia ei, are un singur vinovat, Luana. Ce faci, mătușă? Aole, băiatul, bine că ai venit. Ce-i cu eu, mami? Ce-i cu tine, mama? Aici trebuie să mă întâlnesc. Uite, m-am mutat aici la un prieten. N-am ce să mai fac. Ce faci? Ești bine? Eu, lasă-mă pe mine în pace. Tu ce faci? Ce să fac? Numai din cauza al nenorocit ai. Uite, știu unde m-a ajuns. Știu știu unde m-a ajuns să stau. Zis. Auzi, și tu ai fost de mine, că tu ai băgat-o. N-am băut, mama. Mătușă, până seara aia... Tu ai adus-o. Tu. Că dacă deci nu te până seara n-am tine. Băut. Deci n-am băut până seara, nu mai am provocat. Păi știu, s-a dat la cred, mine, dar... s-a dat la mine. Dar eu te cred. Auzi, ia, că vreau să vină să citească de unde a venit după mine special. Păi ce să caute? Trebuia să bărbat să dormea sus în cameră și a venit după mine. Deci ne-a făcut numai probleme, mătușă, nu am știu, înțeles. Nu știu cum să fac. Și am spus la toți, asta vrea bani. Deci nu știu ce a făcut lui ăsta, cred că i-a băgat ceva în cafea. Păi n-a reușit cu tine că te-ai bea deștept, dar mototolul ăsta. Păi a făcut lui fraierul ăsta că așa e el făcut. Deci nu știu ce să-i mai fac. Trebuie să-i arătăm lui, să-i aducem o dovadă că el ia pentru bani. Dacă noi găsim chestia asta... Eu știu că există, am auzit ceva de Suna. Îți spune ceva treaba asta? Nu, nu spune că rezolvi. Ai pe cineva? Mă, ești bun nepotul meu. Am o mătușă, serios? Vorbe? Deci eu acasă acolo nu mai vin până nu pleacă aia de acolo. Vreau... E rezolvat. Tata, nu mă primești acolo. Cum de nu mi-a trecut prin capac, bătrână? Știi pe cineva acolo? Se rezolvă, da? Cuvântul Haide, mă, magic! Haide, mătușă, te rugă frumos că vreau să vin acasă, da? Vreau să treacă mai repede timpul. Nici o săptămână nu trece, mă duc să vorbesc cu frate, ai nu? Ai pe cineva să rezolvi? Rezolvi, vreau încă. Îi spui de tata, doamnă, să mă ierte, te rugă frumos, că îmi pare rău. Stai liniștit, că s-a rezolvat. Hai, te rugă frumos. Vine, mătușă, să rămână. Pupa, mătușă. Las că te arăți. Firai tu să fii, că am rezolvat problema. Aoleu, doamne. Dacă Adnan este acum în disgrație și trebuie să stea pe la prieteni, Luana se pregătește să intre în familia Mansur. Mehmet a rugat-o să se mute cu el în vilă, iar fata a acceptat. Fetița mea, ia spune, ești sigură că acesta este drumul tău, că acest om este potrivit pentru tine? Da, mamă, m-am mai vorbit despre chestia asta. El e alesul. Cu el, o să mă căsătoresc. Ai da. Mare grijă. O să trăiesc până la sfârșitul zilelor cu el. Ai mare grijă, fetița mea. Dacă se poartă urât cu tine, dacă nu te respectă, știi bine că ești iubită și... Ai să vii acasă dacă nu se poartă frumos cu tine. Mm. Te rog din suflet. Știi că sufăr, știi că te iubesc, da? Și vreau să fii fericită. Mă iubește, tot timpul s-a purtat frumos. Nu văd de ce s-ar purta pe viitor urât cu mine. Bine, fetița mea, dragostea mea, frumoasa mea. Toate au venit așa. Uite că a venit și tactul cu... Gata? Gata, nu i-am văzut bagajele. Da? Mergem, mai aveți ceva de luat? Mehmet? Eu mai am. Mai e un troller afară. Ai grijă? Îți încumințezi o fată drăguță și frumoasă și te rog să ai mare grijă de ea. Promit. Vă promit că o să am mare grijă. Că altfel... Și că o să o iubesc. Da. Și tu vreau să-mi promis că vii și ne vezi, da? Da, cu siguranță o să vin să vă vizitez mai des. Promit. Și tu să ai grijă de fata mea, da? Hai, iubiți-vă, să fiți fericiți. Să rămâne, o zi bună. La revedere, să rămână, mamă! Pupă, mamă! Pa, tată! Pa! Să dea Dumnezeu să fie fericiți! Să aibă noroc! Să fie sănătos! Vorbate. Luana are deplină încredere în Mehmet.
Mutarea ei în vila familiei Mansur nu este doar o simplă decizie de schimbare a locuinței, ci și una care implică un alt stil de viață și, cel mai important, respectarea unor tradiții și obiceiuri stricte. Atâta vreme cât îl are alături pe iubitul ei, Luana este convinsă că va putea să se adapteze la orice. Ia loc. Să discutăm. Avem o problemă. Acum puțină treabă cu bagajele. Nu. Dacă are și deocamdată un bagaj. Discutăm. Avem o problemă foarte serioasă de discutat. Ok, vă ascult. Este vorba despre tine și Luana. Trebuie să... Noi nu să mai fim. Da, am luat în final o hotărâre. Noi nu să ne mai opunem ca să vă căsătoriți, dar există o condiție. O să-ți demonstrez că ea nu te iubește. Și dacă ea într-adevăr este așa cum spui tu, nemaipomenit de îndrăgostită de tine, să facă un gest frumos, un gest pe care îl face orice femeie de la noi din țară. Da, nu să știu. Fie de acord cu... Parcă ai auzit tu de Suna. Suna? Da. Care se mai practică în Maroc și în pronunele locuri. Nu, deci clar, păi, da, e româncă. Și arată dragostea față de tine, că te iubește puțin, și... puțin, nu. Din acest motiv mă însor în România. Îmi doresc o femeie normală. Păi și așa nu e normal? Îmi cere să o maltratez, să o mutilez. Păi de ce? Nu. Nici nu vreau să aud așa ceva. Dar câte femei nu sunt în... Nu iau în calcul... Nu, mai gândiți-vă. Dar ce? Păi toate femeile din Maroc sunt mutilate? Nu suntem în Maroc. Și chiar și în Maroc se întâmplă la periferie, în colțurile țării. Nu se mai obișnuiește. Este un obicei barbar. Nu, nici nu vreau să aud. Dacă nu sunt eu de acord, ia nici atâta. Nu. Atunci nici noi nu suntem de acord cu căsătoria. Dar tu întreabă, ia să vezi, întreabă. Cel puțin ai făcut întrebarea. Ia nici atât. Dar de unde știi? Cum? Dar nu, întrebați. Da. Ceva barbar. Nu există așa ceva. Dar ea întreabă să vezi, e de acord cel puțin să vadă despre ce este vorba, să-i da, nici dragă, te iubesc. Asta e bun. De ce ești tu așa de sigur? Și așa suntem cu Fatima, nu știm cum o să scoatem. Fatima e încheiată povestea. E încheiată, bine, dar părinții crezi că uită ce a suferit fata lor. Ok, o să mă gândesc, o să discut cu ea. Da. Discută și discută cât mai repede și... Vreau să știu și eu, să mă liniștesc și eu, că de când a intrat fata asta, ca o piazră, că a intrat în casă, de atunci nu mai s-a dus liniștea complet, nu mai am liniște în casă. Vreau și eu să mă liniștesc, să fiu și eu liniștită. Te duci, vorbești cu ea și îmi dai răspunsul. Dacă nu vrea, la revedere. Nici nu, noi nu suntem de acord cu căsătoria. Mehmed știa că acest moment va veni mai devreme sau mai târziu. A tot sperat să-l amâne, dar acum timpul pentru această discuție a venit. Puțin mai târziu, el își ia inima în dinți și deschide delicatul subiect. Uite ce e. Am avut o mică discuție cu familia mai devreme. Ce discuție? Sunt de acord să ne căsătorim. Asta e foarte bine. Numai că vor o mică dovadă din partea ta. Ce dovadă poți mică... să le ofer în afară că sunt aici alături de tine în fiecare zi? Da, e o tradiție la noi în țară. Femeia să dovedească într-un fel anume că își respectă bărbatul, că respectă familia bărbatului. Dar nu am stabilit că noi o să avem o relație. Bineînțeles, normală, bineînțeles. Și o să ne detașăm de lucrurile astea, mică, de religia voastră. E vorba de o mică operație. Nu e nimic. Operație? Da, o intervenție chirurgicală, ceva minor. Nu e nimic grav. N-ai de ce să-ți faci probleme. În ce constă? Dar sunt sănătoasă, n-am nevoie de nicio operație. Ce operație să-mi faci? Da, exact ce am spus mai devreme. La noi în țară de sute de ani se pune în aplicare această lege. Da, îți repet, n-am nicio problemă. Poți să mă duci să-mi faci toate analizele. N-am nicio problemă medicală. N-am nevoie de nicio operație. Este o dovadă că mă respecti. Este o dovadă că îmi respecti familia. Dar te respect și pe tine și pe familia ta. Este ceva impus de familia mea care... Doar asta e singura condiție care acceptă să ne căsătorim. Trebuie. Hai să ne gândim. Este o mică intervenție chirurgicală. Nu e ceva major. O mică circumcizie. Unde? În partea intimă a femeii. Lasă-mă în pace. Te rog, vino. Nu mai vreau, nu! Lasă-mă să-ți explic. Te rog. Fă-o pentru mine. Știi că te iubesc. Știi că nu-ți doresc rău. Dar la noi nu e normal chestia asta. Știu, dar așa e obiceiul în familiile astea, la noi. Da,
căzut de comun acord, că o să avem o relație normală, bazată pe iubire, și o să lași toate lucrurile astea de la tine din țară acolo, la tine în țară. Te rog să te gândești și te rog consultă un medic și o să vezi că o să fie bine. Bine. Hai, te rog. O să consult un medic, dar nu pot să-ți promit că chiar o să fac lucrul ăla. Luana este speriată. Se aștepta să-i se impună un alt stil vestimentar, altă alimentație, dar la așa ceva nu se gândise. Satisfăcută și având mare încredere în planul ei, Latifa insistă ca vizita la medic să aibă loc chiar a doua zi. Voi așteptați-mă aici, întâi eu să mă duc să vorbesc cu domnul doctor. Dar de ce nu pot să merg și eu? Întâi vorbesc eu, voi stați aici și formă. Așteptați puțin, că nu e... Așteptam puțin. Se poate? Luana nu are încredere deloc în mătușa Latifa, așa că privește cu maximă neîncredere dorința ei de a intra singură să discute cu medicul. Domnule doctor, am venit la dumneavoastră să rezolv o problemă, amândoi, că nu pot. Ce problemă? Suntem de origine marocană și unul din băieții mei s-a îndrăgostit de o româncă. Noi nu prea suntem de acord familia, dar dragostea, știți cum, nu se pune problemă. Și atunci n-am avut ce face, suntem de acord în final, dar... Okay. Toți, așa este la noi, obiceiul să treacă printr-o anumită operație. Așa se face la noi în Maroc. Ce fel de operație, doamnă? Spuneți-mi, vă rog. Păi este vorba de suna. Știți dumneavoastră? Doamnă, nu e nevoie să continuați. Știu despre ce vorbiți. Păi tocmai de-aia am venit, că știam că sunteți... Doamnă, dumneavoastră... Știi ce înseamnă această operație? Păi bine, băi, la noi, la noi, acolo, mă rog, se practică fiecare zi. Ca să mutileze o femeie sănătoasă? Ei, mutilată, lasă-mă să fie fericită. Asta e la noi, nu se poate altfel. Altfel la noi nu se poate. Doamnă, dumneavoastră glumiți, nu? Mi-arde de glume. Mi-arde de glume din el sensoare cu o româncă. Dumneavoastră vreți să mutileze o femeie sănătoasă pentru că așa vreți dumneavoastră, familia, viitorului soț? Păi și ce, după aceea nu-i tot sănătoasă și o să fie fericită cu copiii la casa ei? Doamna, dumneavoastră, știți cum se numește ceea ce vreți să fac eu? Să numește mutilare, doamnă. Așa o numiți. Vreți ca să mutilezi o femeie sănătoasă pentru că așa vreți dumneavoastră și familia? Păi nu numai eu. Și ea vrea, dacă îl iubește pe băiat, și băiatul vrea, fiindcă este de origine acasă. Ascultați-mă, vă rog. Eu nu pot să fac această operație, nici măcar dacă pacienta dorește, fără motive medicale. Dacă e vorba de bani, nu se pune problemă. Doamnă, îmi pare rău. Nu, că nu. La mine în clinică nu se fac astfel de intervenții chirurgicale. Trebuie să mergeți în altă parte, vă rog frumos. Uite, ce, nu e ceva legal, ceva doamnă, bine. Doamnă, eu nu fac astfel de intervenții, vă rog să înțelegeți. V-am spus că nu e problema de bani, nu e problema de nimic. Mi-ar fi plăcut să fi făcut la doctorul meu, ginecolog. Nu e nevoie, nu e ceva important. E ceva dar nici măcar nu știu dacă are liber, bănuiesc că trebuia să mă fi programat din timp. Mătușa a discutat, totul este ok. Nu trebuie să-ți faci greși, da? Stai liniștit. Da, e sigur că nu o să existe complicații? Stai liniștit, e ceva minor, nu-ți face greși. Medicul în cabinet o să explice mai mult, da? E medicul ei? De unde îl știți pe omul acesta? E medicul familiei? Eu nu prea am treabă cu medici în general, dar mătușa probabil se cunosc mai de mult. Așa mi-a spus și mie mătușa, că îl cunoaște, are încredere în el. Eu zic să nu ne facem probleme, da? Stai seama că sunt speriată și cum ne liniștesc toate lucrurile astea. Te cred, dar ne asigura că nu avem de ce să facem probleme. Mai ales că e vorba de sănătatea mea și nu știu ce presupune acest lucru. Dar, îți dai seama, sănătatea ta mă interesează și pe mine în mod direct. Deci, nu-ți face griji. Ok, am încredere în tine. Așa. Ia uite și cine ai de cap. Eu care ziceam că o să rezolv problema, cineva a spus să mergi la domnul doctor că te rezolvă și m-a rezolvat. Doamna, la revedere. Dar, deci nu sunteți de acord. Sunt lasă că o să vedem. Bine, lasă că vedem. Hai să mergem, nu se poate discuta cu doctor. Nu, e neabordabil, nu se poate discuta. Nu știu ce are, frate. Mă duc și propun ceva legal, ceva corect, ceva frumos, cu tot ce trebuie, nu că nu se poate la el. Păi de ce nu se poate? Înseamnă că nu e legal, e periculos? Nu, că nu e legal, nu se poate la el, merge la un alt doctor. Cum să mergem la un alt doctor? De ce? Nu e vorba de bani, nu e vorba de bani, că bani, slavă Domnului. Nu vrea el, nu se pricepe la așa ceva și hai să mergem. Cum să nu se pricepe? Hai să mergem, gata, nu se discută. Cum adică să mergem? Vreau să vorbesc cu doctorul. Nu vrea asta, a zis că nu se pricepe la așa ceva. Vreau să vorbesc eu cu doctorul. N-ai ce să discuți. Ce presupune această intervenție? De ce nu e posibilă? Hai să mergem. E legal, e corpul meu. Ia uite, hai să mergem, corpul meu. Păi ce, nu să mergem, că discutăm afară.
Facem grăcie aici, la ușă. Lasă-i în pace, găsim 20 ca el. E extraordinar. Hai deodată că nu se mai poate întâmpla așa ceva. Până la urmă se întorc cu toții acasă, urmând ca mâine la Tifa să se ocupe de găsirea unui medic mai maleabil. Voi sunteți sănătoși, cum puteți asta să spuneți? Astea sunt sacrificiile la noi. Dar nu, aici nu suntem la voi, aici suntem în România. Iartă-mă, te rog, iartă-mă, știu că ai dreptate, știu, dar n-am ce face, familia dorește neapărat acest lucru. Să și când ți-ai cânțat asta, chiar ți-e mulet-o la tine și nu știu cum să-ți arăt dragostea mea. Nu, eu nu vreau așa ceva. E seară. Luana este foarte stresată de procedura pe care încă nu o înțelege. N-ai plecat? Nu. De ce nu ești încă aici? Pentru că n-am avut puterea să plec. Ești ok? Eu chiar. Te simți bine? Nu. Ce-ai pățit? Ce-am pățit? Sunt supărată că n-am putut pleca, n-am putut lăsa locul ăsta, casa asta. Dar chiar tu de ce mai stai aici? Nu înțeleg, dacă eu sunt cu el, eu o să mă căsătoresc cu iubitul meu. Tu de ce mai stai? Ești a treia roată de la căsuță. Dar nu pot, nu-l lua așa. Eu dacă stau aici, stau în respect într-o mătușa mea care mi-a fost mai mult decât o mamă. Mătușa, am înțeles. Și e imposibil să plec atâta timp cât eu o respect pe ea și ea pe mine, nu? Și tot timpul mi-a fost alături de când am venit în casa asta. Poftim, bei ceva? Un pahar, par fi ok. Și oricum, cu nechel, nu mai am absolut nimic. Bine, atunci că eu chiar îl iubesc și el chiar mă iubește și cred că o să fim foarte fericiți împreună. Abia aștept să mă căsătorim. Mă bucur pentru voi, mă bucur că una din noi s-a ales pe ceva bun. Lasă că o să fie bine și pentru tine. N-am zis nu. Oricum, eu între voi n-am să mă bag niciodată, pentru că știu ce înseamnă să fie femeie. Dar să știi că nici eu între voi nu m-am băgat. Eu chiar n-am știut de existența ta. Nici o secundă n-am știut că el mai are logodnic acasă. El nu mi-a spus. Te înțeleg. Până să vin aici în casă, eu nu știam. Nu te-am văzut niciodată. Luana este sinceră și are impresia că și Fatima, deși teoretică este rivală, nu o privește cu dușmănie. Îngrijorează un anumit fapt. Nu știu dacă tu știi, mi-a zis Mehmet că e o practică și am acceptat să mi-o facă. O mică intervenție chirurgicală, care e obligatorie la voi, în religie. Și sunt un pic cam neliniștită, de asta umblu de nebună la ora asta prin casă. Nu știu ce ți-a spus Mehmet, dar da, e o chestie, un ritual la noi. Și în ce constă? Dăm detalii că nu mai pot. O să stai pot, ceva. Nu pot. O să stai ceva din... Ce o să-mi taie? Din corp? Da. Păi am înțeles că e o incizie mică, ce să-mi taie? Păi incizie mică, nu înțeleg la ce te-ai gândit tu. Unul la mână, doi la mână. Nu știu, o chestie mică de laser, habar n-am. Un punctuleț acolo, habar n-am, nu știu. Nu există laser pentru așa ceva. N-am mai făcut așa ceva, n-am mai auzit de așa ceva niciodată, nici nu cred că e legală chestia. Hai să spun, e legală. E legală în o să la doară? Noi în Maroc. Da, o să doară. Ce o să doară? La noi în Maroc se face pe viu, ca să spun mai exact. Aici e posibil să se facă cu anestezie. Spune-mi te rog, ce-mi tai? Sincer, nu știu cum să spun. Te rog, spune, nu mă mai țin așa. Că... Și așa sunt destul de neliniștită. Chestia mai dureroasă. Cât de dureroasă? În ce constă operația asta, incizia asta, că m-ați zăpăcit cu tot, nu-mi explică nimeni concret. Îți tai o parte din organele sexuale. Parte? Da. Păi sunteți sănătoși, cum puteți să spuneți? Asta e tradiția, astea sunt sacrificiile la noi. Dar nu, aici nu suntem la voi, aici suntem în România. Tradiția, religia e religie. Nu pot să cred că am acceptat așa ceva, o să mă duc să vorbesc cu el. Trezește-te! M-ai mințit, tu mă crezi idiotă, m-am săturat de tot circul ăsta. Mi-a zis Fatima tot. Voi vreți să vă tăiați de tot acolo jos, ați nebunit? Sunteți nebuni cu toții, lăsați-mă dracu, calmează-te, cu religia voastră! Stai, calmează-te! Ai zis că relația asta...
asta e bazată pe dragoste, nu pe religie. Iartă-mă, știu, iartă-mă. Eu nu mai rezist în condițiile astea, înțelege-mă odată. Este o condiție impusă de familie, n-am ce face. Iartă-mă, te rog. Bine, că în condițiile astea eu nu mă mai căsătoresc cu tine și ascultă, cum? Nu, m-am săturat. Nu crezi că eu să mă tai pentru o căsătorie cu știi că te iubesc, jos? Știi că te iubesc nu și nu să mă mutilez niciodată, înțelege? Și punct! Da, iubite, da, știu, iartă-mă, te rog, iartă-mă, știu că ai dreptate, știu, dar n-am ce face, familia dorește neapărat acest lucru. Rămâi cu familia ta! Luana! Ești un nemeric, un nenorocit! Nu, te rog, vină cu-o. Luana fuge înapoi la părinții ei, iar următoarele zile Mehmed face tot posibilul să intre din nou în grații. Atâta vreme cât nu-i promite însă că va renunța la operația respectivă, Luana nici nu vrea să vorbească cu el. Așa că vizitele lui numeroase se opresc mereu la ușa apartamentului, la fel cum apelurile lui întâlnesc doar mesageria vocală. Într-una din zile însă, la ușa Luanei bate Adnan. Oare cu ce scop? Da? Bună ziua, sunt Adnan. Îmi permite să vorbesc două minute, vă rog, cu Luana. Vreau să spun ceva important. Ok, poftim, te rog. Vă mulțumesc frumos. Este în dormitor. Pe dreapta acolo? Da. Mulțumesc, să rugăm. Bună, Luana. Afară. Ce cauți aici? Cine te-a primit? Lasă-mă să-ți vorbesc două minute, te rog frumos. Cine te-a primit? Nu, mama ta, am vorbit cu ea, te rog frumos. Lasă-mă să-ți spun ceva, e foarte important. Chiar îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Te rog frumos să primești fără de asta. Hai, te rog. Ia un pic loc. Asta un pic de vreo. Să știi că îmi pare rău pentru seara aia. Chiar n-am vrut să se întâmple așa. Am băut cam mult, recunosc. Foarte mult. Nu mi-aduc aminte. Clar așa, mi-aduc aminte foarte vag. Mi-a povestit mai multe mătușa mea, știu că am vorbit urât, s-a întâmplat. Aș vrea să mă iert, să știi. Noi am venit aici să-mi cer scuze în fața ta. Te iert din cauza că erai sub influența băuturilor alcoolice. Dar nu mi s-a întâmplat niciodată să beau. Și eu nu te-am cunoscut așa. Crede-mă, nu mi s-a întâmplat niciodată să beau și tocmai de aceea am și venit așa după tine. Sper să mă înțelegi și să mă ierti. Bine, hai să zicem că trecem și peste. Am auzit că te-ai certat cu fratele meu, cu Mehmed. Îmi pare rău frum ce se... Cum să-și ceară el tocmai ție să faci una... E un obicei barbar la noi în țara noastră să se întâmple așa ceva. Aici, în România, nici n-am auzit vreodată să se practice asta. Din fericire, bine că mi-a zis Fatima că... ce presupune. Pare rău. Să știi că nu ți-aș fi cunțat asta. Chiar ți-e mult de tot la tine și... nu știu cum să-ți arăt dragostea mea. Chiar dacă aș putea, aș face orice, oricând. Dacă vei avea vreodată nevoie asta de mine... E. Oricând vei avea nevoie să știi că poți să mă suni, te ajut cu orice tu nevoie să știi. Asta e. Nu mai avem ce face. Dar să mă înțelegi de acum încolo că nu... Putem să rămânem amici. Familia noastră îți va fi alături și orice ar fi, o să încerci pentru... Mă îndoiesc că familia ta o să-mi fie mie. Totul o să fie bine, da. Îmi pare rău că mai l-ai ales pe el în defavoarea mea, chiar m-a rănit mult asta. Și de aceea am fost și atât de gelos, de aceea am și băut, că altfel nu s-a întâmplat nimic, nu s-a nimic până ochi. Asta e. Sper să mă înțelegi să mă ierți. Și mulțumesc că mă înțelegi. Ce faci, mă? Stai un pic, stai așa. Idiotule, am văzut că te-ai schimbat. Rămâi un pic calmă, că nu e ceea ce crezi, să știi. Ieși afară! Ieși afară, mai repede! Ieși afară să nu te văd! Luana e scârbită și de Adnan, și de Mehmed, și de obiceiurile lor. A trecut o săptămână de când Mehmed nu a mai vorbit cu Luana, iar Latifa jubilează. Se pare că planul ei a funcționat perfect. Hei, ce băiatul meu? Mungulor, mungul, ce ești cu tine, mamă? De ce ești supărat? Ce bine e! Eu sunt așa de bucuroasă, Doamne! În afară de faptul că n-am putut, vechiul meu gând, să plec înapoi, baroc, restul mi s-a îndeplinit tot. Am venit aici, s-a îndeplinit absolut toate dorințele mele. Ai văzut dacă n-ai plecat? Ce bine ai făcut? Ce ți-am spus eu? Mai găsești tu un băiat așa bun ca Mehmet? S-a dus, s-a spus eu că o să plece. A fost ceva așa, pac, 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 s-a dus. A văzut că n-a putut să ciupească nimic, a? Și acum, la revedere, dusa, n-a mai nimic. Acum să mâncăm și noi, hai. Liniștiți. Hai și să mâncăm. Da, hai. Și iată. Care vrea hai. Să le pune un suc ceva? Ce mă bucur, ce cină, liniștită, cu noi toți aici, cu familia noastră, parcă am fi...
acasă la noi, fără niciun fel de probleme, toate problemele rezolvate, nu mai avem absolut nimic, am scăpat și de cea mare, mai mare problemă pe care am avut-o, dar mulțumesc lui Allah, s-a dus, gata, acum, ce, ai ceva împotrivă? Nu, mătușă, nu. Mamă, iatul, mamă. Eu zic să zici mulțumesc că ai scăpat de ea, că spun eu că nu ți-am vrea decât banii. Mehmet nu este deloc fericit, iar starea lui este vizibilă de la o poștă. Fatima nu este nici ea încântată să stea mereu lângă un om bosunflat. Se pare normal tot ceea ce ai făcut sau ce? Oricum se vede că nu ești în apele tale. Uite-l, mătușă, că nu e, deci nu e cu noi. Hai, pace, o să-i treacă. Are o săptămână de când s-a despărțit de Luana. E și ce dacă? O să-i treacă, o să vezi și tu. Nu are cum, eu sincer nu mă mai mări cu el. Nu mă mai mări cu el, nu iau nicio păi până acum am fost așa și acum mai vreau. Nu mai vreau, pur și simplu. Ce ți-a venit? M-am săturat. Sunt și eu de față, totuși, amânați această discuție pentru altă. Eu nu am nimic. Nu, că acum suntem la masă aici și vreau să vorbim. Vreau să știu exact care e situația. Păi eu m-am bucurat, gata, s-a terminat tot, am scăpat de spălăcita aia. Și eu, și vrei să fiu nefericită, să am o căsnicie nefericită datorită unei femei care i-a răpit gândurile și mintea și tot, și inimă și tot? Uite-l cum e, uite-te în ce hal arată. Lasă cu să-i treacă. Vrei imediat să-i se vindece toate rănile? Eu mai lasă și tu puțin timp. Nu sunt de acord. Ei, na, mai. Nu sunt de acord. Eu una nu mai fac pasul ăsta. Sunt tânără, sunt deșteaptă, nu lipsește nimic. Deci n-aș face un pas care, pe care l-a făcut și el. Adică să ajung și eu, nu, chestia asta, să ajung nu mai și eu să-mi acum găsesc pe cineva care într-adevăr să mă iubească, sincer. Dar te iubește, nu iubești? Nu, nu mă iubește, el a spus cu gura lui. Recunoaște că nu mă iubești. Poate părinții tăi sau, mă rog, mătușa și tatăl tău nu m-au crezut pe mine când am spus că nu mă iubești. Ai ascultat de la el și a spus nu te mai iubesc? Să-ți confirme. Nu mai iubești? Da, nu mă iubesc. Și nici nu crezi că nu mai iubi vreodată. Nu am iubit niciodată. Nu mai vreau eu, m-am săturat să mă umilesc pentru ce, pentru cine? Ți-am spus că o pentru să fie bine. Pentru un om care nu vrea? Nu. Când ți-am spus că o să se întoarcă, ai văzut că s-a întors? S-a întors. Că o să vezi, când nu îți spun că o să te iubească în continuare, să vezi că așa este. Ascultă-mă nu, pe mine, dar el nu m-a iubit niciodată. El a mers pe premisa că părinții noștri, rudele noastre, gata, au zis tu ești cu fata mea și tot așa. Nu, eu nu vreau așa ceva. Eu vreau o căsătorie din dragoste, vreau copii. Să simtă dragostea părintească, nu un colo și un colo. Eu nu vreau așa ceva. Ai, nu mă iubește. Fatima, mai dai și tu o șansă. Nu, deci nu. Există eu una, spun sincer, nu mai dau nicio șansă. Există nu vreau. Există un proverb românesc. Pofta vine mâncând nu. Și iubirea apare pe parcurs. Nu vă uitați la el cum arată. Ei, mi se pare că arată om când el se gândește de o săptămână la Luana. Nu mănâncă, nu face nimic, nu bea, nu iese din cameră. Nu știe să ridice capul din pământ, de ce? Eu una renunț, îmi cer scuze, renunț. Plec, merg în fac bagajul și plec la ei mei. Iar îți faci bagajul, da, lasă că chiar orice, e o chestie definitivă, orice, îmi pare rău. O să-i treacă, Mehmet nu mă merită, nu. Orice boală nu și are leac, și boala dragostei are leac, o să-i treacă. Hai mă, lasă, nu mai, fii serios. Uite ce ai făcut, Mehmet. N-ai reușit să concretizezi această relație. Gândește că e fată frumoasă. E singură la părinți, iar spui că o să spun de afaceri și... Dar până la urmă, toate se leagă una cu alta. Tot în discuții cu părinții este și Luana. Și ea suferă și oftează după bărbatul pe care îl iubește. Iubita mea, fetiță, nu mai fi supărată. O să găsești un bărbat care să te iubească, să te aprecieze cu adevărat. Uite, deci tu ești frumoasă, ești deșteaptă. Nu se poate să te duci cu un arab. Nu se poate, nu concep chestia asta. Te rog din suflet. Să te gândești. Ce? Ce-ai primit acolo? Un mesaj. De la cine? De la Mehmet. Nu se poate. Te rog frumos să nu mai audă el, da? E în fața blocului. Nu te duci nicăieri. Mă duc eu și... mă duc să vorbesc măcar... Mă duc eu să vorbesc cu el. Nu, mă duc să văd măcar ce s-a întâmplat. Ce facem? Mehmet, ce cauți tu aici? Spre surpriza Luanei, în fața blocului nu este Mehmet, ci Fatima. Am vrut să vorbesc cu tine. Și ce vrei? Hai că mă grăbesc, mă așteaptă părinții. Nu mă lasă să stau afară. Nu mă lasă mei să mă ia, o să plec la Deva. Am hotărât să mă mut la ei definitiv. Am venit să spun decât ce mi se pare corect față de voi doi.
Nu știu dacă mai are rost, pe mine nu mă mai interesează familia voastră, a lui. Nu există familia voastră. Deja e de domeniul trecut. Nu există familia voastră, nu s-a mai. S-a terminat totul. El te iubește pe tine? Te iubește dacă foarte mult? Dacă mă iubea, eram împreună acum și nu îmi punea condiții absurde. Ce condiții absurde? Operația. Operația? Da. Operația ar fi fost pentru el, ca viitoare soție sau ca soție, te pot numi așa, era o dovadă supremă de dragoste. Dovadă supremă era pentru mine dacă nu a plecat urechea la ce, așa e tradiția, ce așa i-a spus așa mama și mătușa și tatăl și toată familia. Simt. El oricum te iubește mult și eu îl iubesc pe el și tocmai de-aia am decis să renunț eu. Pentru că nu pot sta cu cineva care se căsătorea cu mine din, pur și simplu din obligația părinților. Că așa au convenit ei, ca noi doi să ajungem să ne căsătorim. Bun, și ce vrei, pentru ce venit aici? Vreau să știu că o să fiți împreună, că o să-l faci fericit. Cred că mai e posibil. Îl iubești? El te iubește. Nu mănâncă, nu iese din cameră, nu face nimic, a slăbit. Se gândește numai la tine, de când v-ați despărțit, numai la tine se gândește. Chiar te iubește. Eu zic să-l faci fericit, pentru că vă iubiți, sincer. Și tu pe el și el pe tine. O să mă gândesc. Ai grijă ce decizii iei, să nu-ți pară rău, să nu regreți, să nu fie prea târziu. Da? Bine, vorbim. Pa. La revedere. Pa. În apartament, Petruța e ca pe ace, iar Marcel încearcă fără succes să o liniștească. Dragă, eu nu mai pot să stau. Ai răbdare, este fată mare, vine ea și ce? Ne rămânește pe noi. Nu, trebuie să mă duc după ea. Eu sunt îngrijorată, nu trebuie eu să mă duc. Eu zic să te calmezi, ai răbdare. Așa crezi tu? Uite că a venit. Unde umbli, dragă? Era să vin după tine acum. Ce prietena? Ai spus că te-a dat mesaj Mehmet. Iar ne minți? Să știi că eu sun la poliție. Dar nu vă mint. I-a dat cadou telefonul lui fostei logodnice. Așa, și care e problema? De ce te mai vorbești cu mine? De BD-ul ăsta? Dar n-am vorbit cu el. Am vorbit cu ea și mi-am schimbat părerea. Ce părere? Vreau să o continui. Ce să continui? Și operația și căsătoria. Tu chiar ai nebunit? Nu, îl iubesc și vreau să continui și cu asta basta. Nu se poate așa ceva. E decizia mea și dacă mă iubiți, nu sunt de acord. Nu sunt de acord. A fost o înțelegere că tu și cu el vă potriviți și atunci nu mai cade toată înțelegerea asta. O să fac chestia asta și o să fie bine. Eu cred că nu o să fie bine. Nu mai pune problema banilor. Dar nu e problema banilor, e problema dragostei. Eu îl iubesc pe omul ăsta, el mă iubește pe mine. Dar asta nu înseamnă să te mutilezi. Dacă o mică intervenție e impedimentul relației noastre, eu o să o fac. Nu suntem de acord, să știi. Nu te susținem în lucrul ăsta. Nici eu nu te susțin. Nu e bine. Nu e bine. E decizia mea. Nu. Gândește-te la viitorul tău. La viitorul meu mă și gândesc. La viitorul meu cu Mehmet. Ăsta nu e un viitor să te mutilezi. Nu suntem în eviu mediu. Noi îți vrem binele, știi foarte bine. Da? Decizia mea este luată. Decizia ta este luată, dar trebuie să te gândești la tine. Trebuie să ai o viață mai bună, mai, nu ca a noastră. Care, o să uite... am, o mică intervenție nu o să mă Luana, schimbe. Nu spune lucrul ăsta. Luana, este incredibil să accepți acest lucru. Suntem părinții tăi, suntem alături de tine, îți vrem tot binele din lume. Îl iubesc. Nu se poate așa ceva. Să te mutilezi pentru ce? Nu pune. Îl iubesc și pentru asta o să fac un sacrificiu, să-i dovedesc și lui că el mi-a dovedit mie că mă iubește. Trebuie să-i dovedesc și eu că îl iubesc. Luana, nu pune acum dragostea. Nu pune dragostea peste ceea ce ți se poate întâmpla. Vă rog frumos să mă înțelegeți și să-mi fiți alături, că am nevoie. Păi suntem alături, fata mea. Tot timpul am fost alături de tine. Nu se poate să faci așa ceva, gândește-te. Nu, am spus și gata. Ați nebunit, dar ce aveți? Dar nu se poate, mizeria asta, dar vrei să-mi omoare fata, dar nu se poate la tine. Ce ai? Lasă, dragă, că nu mai moare, stai liniștită, câte chirurgii s-au făcut. Mai bine, cunosc eu asistentă care o aduc și face anestezie. Eu nu accept așa ceva, vă rog din suflet. Eu trebuie să plecăm de aici. Uite-te și tu. Uite-te și tu în ce condiții poate să-ți facă. Așa. Luana e hotărâtă.
Aflând așa, Latifa aranjează execuția tradiționalei operații cu o moașă pe care o știe din auzite și pentru care doar banii contează. Petruța este de neclintit, va veni și ea, doar va reuși să o convingă pe Luana să se răzgândească. Da. Hai, Goanele, nu-ți-o... Cineva mi-a recomandat că ești o femeie așa, cu mine vorbi la telefon, deci cu mine discuți toate celelalte, eu sunt... Da. Persoana care dă banul și am auzit că lucrez bine fără urme, adică n-ai avut probleme, așa? Niciodată. Asta mă încântă, de ce să spun, așa? Spune-mi și mie, cam cât cer pentru toată chestia asta? Eu m-am gândit la 300 de euro. Da, ce să-ți povestesc, v-ați învățat și voi românii, tot numai euro. Doamna, lei ceau! Nu, dar îi dau banii pe materiale, pe prosoape. Ce materiale? Păi și ce au prosoapele cu mine? Nu le luați, dar eu le folosesc pentru dumneavoastră și s-ar putea uneori să nu pot să le folosesc. Unica folosință, nu. Și atunci, exclus, scade. 250 de euro. Dacă o faci virgină la loc, că băiatul meu merita așa ceva, nu spălăcită de asta așa. Nu, 200 și cu asta basta, niciun leu și așa, încă dacă stau să mă gândesc, puteam să mă întocmesc. Dar nu vorbesc. 200 și cu asta basta. Hai, adu-te și adu-ți. Hai, fie, doamnă, pentru că ați făcut drumul până aici, altfel nu discutam. Hai, lasă să termin, gata. Hai, imediat. Eu nu sunt de acord în infecția asta, ați nebunit, dar ce aveți? Dar nu se poate, în mizeria asta, dar vrei să-mi moare fata, dar nu se poate la tine. Ce ai? Dragă, că nu mai moare, stai liniștit, de câte chiriotaje s-au făcut. Tu ce ai? Cine a făcut nimic? Decizia mea, vreau să fac asta. Decizia și cu asta ta. Uite de ce e în stare fata mea pentru nepotul dumitale. Da, e foarte bine, dacă îl iubește, n-are decât. Și ce e asta? Ustensile. Păi, ustensilele mele, cu astea lucrez, sunt dezinfectate, aici? Sunt curate. Da, fetițo, da, nu te speria. Nu te speria că nu durează foarte mult. Merge foarte repede. Da, așa ceva nu se mai face nicăieri în lume. Foarte repede merge. Mergi la mine în Maroc și să vezi cum se face și n-a murit nimeni, așa au trăit după aceea fericiți cu soții, au făcut copii și așa mai departe. Stai liniștită că nu se întâmplă absolut nimic. Absolut nimic. Eu nebunesc, așa ceva nu se face. Doamne, dar eu am dezinfectant aici. Ce e ăsta? Dezinfectant. Dezinfectant? Sigur că da. Anestezic aveți, doamnă? Nu, anestezic nu am. Din păcate. Nu am anestezic. Deci eu chiar nebunesc, nu se poate așa ceva. Adică eu cunosc un doctor care trebuie să aduc să fac anestezie. Nu se poate. Nu, trebuie oricum și anestezia aia nu e chiar așa, trebuie pe dozaje. Vreți să mă omorâți? Okay, mai bine cunosc eu asistentă mai care bine... o aduc și face anestezie. Eu nu accept așa ceva. Vă rog din suflet. Eu trebuie să plecăm de aici. Uite-te și o tu. Să uite-te așa. Și tu în ce condiții poate să facă. Așa. Vrei să mori? O să facem așa. Stai liniștită, o să te cam doară, dar am o pălincă extraordinar de bungă, să știi. Pălincă? Nu se întâmplă, doamnă, eu, nimic. Eu chiar... Nu o să-i fie rău. Să mă întind? Sigur că da, sigur că da. Lăsați, doamnă, că își devine, s-a emoționat. Nu se poate așa ceva, nici mai întinde-te pe coadă. Băi, de atâta ce este rău, ce să-ți povestesc, am avut o brichetă. Nu stai, nu se desbune imediat. Auzi, fetițo, dacă nu o să ai 2-3 copii, ce o să faci atunci? Da, mi-e rău. Imediat își revine, nicio problemă. Stai liniștită acolo că îți revii imediat. Nimic nu pare să mai poată împiedica intervenția chirurgicală a Luanei, atâta vreme cât ea a fost de acord. Ei, hai, că nu e chiar atât de rău, hai. Lasă, că n-are nimic. Spuneți-mi că nu s-a întâmplat nimic. La, ce s-a întâmplat? Luana. Uite-ți-o acolo, stai liniștit. Spune-mi că ești bine. N-am făcut nimic. La ce nenorocire ați timpit? M-am simțit puțin rău. Te rog, iartă-mă, ce greșeală era să fac. Te rog, iartă-mă. Stați liniștiți că nu se întâmplă nimic, o să fie totul bine, o să fie ok. Cine sunteți dumneavoastră? Cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt? Mătușa dumneavoastră m-a contactat. Mătușă, ce înseamnă asta? Ce înseamnă că cu ceapă asta? Stai puțin, că n-are nicio coteamă. Ce ai vrut să înorocești? Ai vrut să mutilezi? Ai vrut să o omori? Mutilare la noi nu se numește mutilare, se numește fericire după aceea în căsnicie. Ai uitat de obiceiurile noastre. Lasă, dragă, stai puțin, nu duci nicăieri, stai puțin, ce ai? Dacă medicii n-au vrut acum, ce fi vrut să-i fac? Asta e bună, ia-o și du-te să te văd ce faci. Nu vă mai văd nimica, nu vă mai dau nimica. Asta e bună. Îmi pare foarte rău, dar ți-a rămas cu materialele, doar că restul nu-ți dau. În sfârșit, Mehmed a trecut peste toate și a venit să-și salveze iubita.
A pierdut tot, și averea și familia, dar a hotărât că iubirea pentru Luana este infinit mai importantă. S-au căsătorit o lună mai târziu și trăiesc modest, dar fericiți. Ia să iei tu pe măta și pe sorta aia în căruț. O iau, mă, o iau și rămâi cu afacerea ta și rămâi cu ce vrei tu. Deci așa nu se poate să mergi niciodată la o facultate. Ia-ți prietenul, te rog frumos, după mine. Ce faci, nemernicule? Eu? Mi-a atins fata? Că nu te iau pe sus, să mă te iau pe sus, să te duc în cameră. Pleacă, ridică-te de aici. Ce s-a întâmplat, dragă? Stătea fata singurică și aveam puțină grijă de ea. Ești ok? Sebastian! Stai, Molina, mă, fii și tu mai maleabilă, fata, ce ai? Da, uite cât de maleabilă, vreau să șterg eu masa aceasta. Da, lasă asta, mă, că am ceva de vorbit cu tine, nu-mi cont.